În același timp cu Ziua Femeii, un eveniment special a avut loc în mass media locală. Simpatica echipă de la Radio Giurgiu a sărbătorit pe 8 martie 2 ani de când Radio Giurgiu a început să emită pentru prima oară. Așa este, este 8 martie, este Ziua Femeii, ziua tuturor mamelor, dar este și ziua noastră a celor de la Radio Giurgiu și Știri Giurgiu. Împlinim de 8 martie anul acesta 2 ani de activitate și vreau să vă mulțumesc frumos vouă celor de la televiziunea TV Giurgiu pentru că ne sunteți alături și anul acesta, după ce ne-ați fost alături și atunci când am împlinit un an în 2013. Animatorii de la Radio Giurgiu au invitat ascultătorii să sărbătorească împreună frumosul eveniment la sediul din strada Toporaș. Întrebați ce surprize avem pregătite pentru giurgiuveni. E bine, așteptăm astăzi pe toți ascultătorii noștri și pe prietenii noștri, cei care se află aproape, să vină la Radio Giurgiu să petrecem împreună și mai mult de atât, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor noștri din toată presa locală care au fost alături de noi în toată această perioadă. Mai mult de atât, vreau să spun că radioul poate însemna foarte mult pentru fiecare dintre noi, pentru că orice am face, muzica este și reprezintă plânsul sufletului și ne putem alege orice melodie dorim. La aniversare am stat de vorbă cu Emanuel David, colegul nostru de la TV Giurgiu și realizatorul matinalului Bună dimineața Giurgiu, un om de radio în adevăratul sens al cuvântului, cu o experiență de peste 17 ani în mass media. Ideea de radio, ideea de informație, ideea de muzică rămân aceleași de când s-a inventat acest fenomen mass media. Ne bucurăm să fim cei care aduc în premieră tot ceea ce înseamnă hit și este confirmat de radiourile mari. Din păcate, noi suntem un radio mic între prieteni, între giurgiuveni, între românii din Giurgiu, originari din Giurgiu, plecați prin străinătate și cu care ne ținem legătura mulțumită acestui proiect Radio Giurgiu. Echipa împreună cu invitații au tăiat tortul și au ciocnit câte un pahar de șampanie în cinstea proiectului lor, ajuns acum la 2 ani. Pe această cale le urăm și noi la mulți ani, mult succes în continuare și cât mai mulți ascultători.